Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Fall Guys. Astăzi facem un episod de Fall Guys foarte... Sper să fie șmecher, de fapt, nu foarte șmecher, sper să fie șmecher. Scuzați-mă că n-am mai postat de foarte mult timp, dar am avut niște probleme și n-am mai putut să postez. Deci, da, astăzi o să ne jucăm Fall Guys, fiindcă pe Epic Games s-a dat gratis. Și ce am zis eu? Bă, chiar am vrut să-l cumpăr, dar fiind perioada aceea când toată lumea își cumpăra, fix acea vreme eu să-mi cumpăr. Dar atunci nu aveam card, deci era mai greu și după aia mi-a făcut card și atunci se dusese. Deja nu mai era cu Fall Guys. Și pentru că tot s-a dat gratis, am zis, de ce să nu-l încerc? Și m-am jucat un pic, dar nu prea mult, deci haideți să dăm și noi câteva meciuri. O să stăm ceva până ne bag în meci. Dar, na, ce să-i facem? Sper că vă place rama mea de la web. Am stat câteva minute să o instalez, să o fac de pe un site. Și da, o să revin când o să ne bage în meci. Și se pare că ne-a băgat și în meci destul de repede, fiindcă dacă nu știați, cei care nu aveți, nu cred că știți, de când s-a dat gratis foarte mult, e foarte mult, serverele sunt foarte pline și stai foarte mult ca să intri într-un meci. Și na, da, a intrat destul de repede, în vreo 30 ceva de secunde, dar na, ce să-i faci dacă toată lumea se joacă, na, că e un joc destul de bun. Bine, chestia e că mai e un joc, la fel că el numit Brawl Falls, numai că nu se compară, ăsta e mai șmecher, dar na. Am făcut deja un win, dar na, l-am făcut ieri, dar nu știu cum am, l-am făcut ușor, era în seara, mă jucam și na, nu știu, așa, nu știu, nu prea știu să joc, dar na. Depinde, nu uitați că în descriere aveți Instagramul meu, să intrați voi acolo să dați un follow. Și da, aici văd că ne-a dat o mapă destul de ușoară, adică nu știu ce să zic. Am mai jucat pe ea, nu e chiar așa de... era să cad aici un pic, dar... Așa. Sper că de acum să pot să... What the fuck? Sper de acum să pot să postez câte un episod pe săptămână sau un vlog, pentru că o să mă apuc să fac și vloguri de fotbal și nu doar de fotbal, cu challenge-uri, cu chestii și da. Am trecut și de prima rundă. Na, să vedem din a cât apicăm. Stați măcar să dau jocul mai tare, se audă, fiindcă am văzut că nu se aude. Muzică, nu? Efect. Așa. Așa, cred că e destul de bine. Cred că e destul de bine că-l las așa. Nu știu, da, ba nu, un pic mai încet trebuie. Așa. O să încerc să postez câte un episod pe săptămână. Chiar mai mult, cred, depinde, dar... adică de acum încolo vreau să postez mai mult, fiindcă na, m-am lăsat și mi-a venit dor, adică să mai postez. Chiar vreau să postez, dar nu am avut cum și când, fiindcă am fost foarte ocupat, având și eu sunt la și o echipă de fotbal și având și meciuri de fotbal, adică am avut vreo 3 meciuri de fotbal și 3 meciuri de fotbal într-o lună și ceva, după aia s-a mai întâmplat multe, foarte multe s-a întâmplat, de ani n-am postat vlogul de Paște cu Joia Mare, chiar îmi pare rău, și nu am postat fiindcă chiar l-am făcut și după aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat, chiar nu, adică nu vreau să dau din casă, dar s-a întâmplat ceva și nu am mai putut posta. Na, ce să faci? Și nu am mai pus. Sper să mă înțelegeți că nu am putut posta și... Da.
Ia să vedem. Cum putem? De acum încolo, cred că o să vină și Ștefan să joace cu noi, dar fix acum nu știu unde a avut treabă și n-a putut să joace. Dar na, ce să faci? Data viitoare o să poată să mai joace cu noi. Mă gândeam să dau drumul și la o serie de Minecraft, dar cu mai mulți jucători, să văd pe cine iau. V-ar plăcea? Să scrieți în comentarii dacă v-ar plăcea o serie de Minecraft, da, o serie de Minecraft șmecheră cu mai mulți, gen, cu mulți oameni. Cam oameni, mai că nu știu dacă vreți să intre cineva, dacă vreți să facem seria. Și, na. Nu știu dacă vreți. Trebuie să scrieți voi în comentarii dacă vreți o serie de Minecraft sau nu vreți o serie de Minecraft. Wow. Am trecut și de-a doua rundă. Sau a treia? Doua, trei. Nu știu sigur, am uitat. Așa. Și să vedem cum ar fi să câștigăm din primul meci. Poate câștig, cine știe. Care? Trebuie să sar peste, da, vin niște bolea și trebuie tu să treci printre ele. E destul de frumos jocul ăsta, adică față de jocul acela Brawl Stars e mai frumos ăsta și mai, adică calitatea e altfel. Ia să vedem. Ia pe cine eu șu. Mama. Ce am ținut pe ăla? Măcar dacă o să cădem, scădem amândoi. Să fiu și-o nesimțit de la să-i țin. Dacă se aude ca și cum ar scuipa. Pu, pu. Mă, trebuie să sărim aici. Lasă nu sar. Mamă. Am ceva cu regele la nu știu. Mamă. Mamă, ce greu e aici. Mamă. Trebuie să sorim toți. Hai că. Mamă, dar mă ia și de ochi. Mamă, ce te ia de ochi. Simți că te duce în spate. Alo. Mă, wow. Mamă, ce greu e. Așa când veni ăstea acum. Ia, și. Mamă, dar tu e puțin. Au căzut? Nu. Puțin. Adică 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nu sunt chiar așa de mulți care au pierdut la runda aceasta, dar da. Ce să facem? Că să fun, că să fun. S-ar putea că episodul ăsta se facă decât dintr-o rundă. Adică decât dintr-un match, practic, dacă stăm să ne gândim. Să vedem. Poate, îl câștigăm, cine știe. Mai sunt 11. 11 trebuie să califice, Nu pe mine, nu pe mine, nu pe mine, vă rog eu, nu pe mine, nu. Da, ce aveți cu mine? Eu n-am nimic ca cu voi. Nu, ce era să mă dea afară? Hai, că sta aproape, haide. Mamă, fix în ea mă dusă-i.
fix în ea am adus-i. Mă. Mamă. Mă, sper să mă calific. Nu, mamă, ce... Sper să mă calific. Da, mă calific. Mă calific. Bă, nu! Nu! Nu cred. Nu cred că nu mă calific. Nu cred, bă! Bă, ce mă elimină. Mamă, și câștigam. Ce să-i fac? Bă, game și piciore, puteam să câștig la runda asta. Haideți să mai băgăm unul, vedem dacă câștigăm, dacă nu. Și... Da. Oh, mi-a dat și ceva nou. Se pare. Oh, mi-a dat un din ăsta de aici. Nu știu ce e. E gen un din ăla de background, practic. Sau nu știu cum se spune, sigur, la aia. Haideți că o să revin după ce o să ne bagem în match. Și se pare că ne-a și băgat tot repede, nu știu ce se întâmplă, oare că e 1.40 ziua și poate nu se joacă mulți, deși nu știu ce nu s-ar juca, dar în fine, poate bat părinții că nu au luat examenul de capacitate, dar în fine, nu-i mai lasă pe calculator că n-au luat, că n-au luat examenul sau că au luat notă mică, din fericire eu mai am până ajung acolo, mai am vreo 2 ani. Doamne ajută. Și da, pe lângă că n-am mai putut să postez, am învățat și pentru teze, că au fost și tezele și cam grele. De fapt nu au fost chiar așa de grele, adică au fost ușoare. Dar, în fine. Și am vrut să mă axez mai mult pe, și pe școală și... De-aia am zis să iau o pauză așa de câteva luni. În schimb am mai postat pe Trovo, adică am postat de când ați văzut, am mai postat câteva live-uri, dar mai rar. Na. Din cei care au văzut live-urile cu seria de Minecraft și da. Haideți să ne calificăm și aici că sunt foarte multe locuri. Chiar printre cam ultimii că, na. Mulți, dar, na, ce să-i faci. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Cred că ăsta va fi ultimul, adică, zic ultimul, ăsta, adică nu mai faci, încă deja s-a făcut 13 minute, bine, na, mă contează, depinde. Hai, bă, dați și voi să trecem o dată la runda următoare. Ia ce pică, ce pică, ce pică. De fiecare dată am pierdut la runda. De fapt, o dată, o singură dată am făcut-o și o singură dată am pierdut. Mi se pare infernală runda asta. Trebuie să stai pe ăla, să faci parcurs, să faci 100%. Bă, cameș. Și... Hai, știi ce greu e. Trebuie să stai în bula asta, așa, până faci 100%. Fuck. Ce greu e. Mă duc și aici, ce să fac? Na, e greu rău. Fa! 10%. Fai, lua, ce... No. E prea greu, e infernal. Na, n-ai cum. Pa. N-ai cum. Pierd la asta. Nu, aș plasat și deja 2 secunde.
Da, ia mai ei ce fac? Stai aici, mă, bă, da chiar. Bă, da chiar stau pe ăla, frate. Mamă, acum am găsit ce trebuie să fac. Acolo stau. Până vasul ăla stă, acolo stau. Nu și un 97. Hai că trebuie să fac. Hai că trebuie să fac. 99%. N-are cum să nu fac. Trebuie să fac. Trebuie. Este, mă. Bine. Mă. Na, unii doar sar așa să facă 100%. Rand over. Ma. Cât s-au pierdut la rândul ăsta. Era și eu să fiu printre ei, dar nu am fost chiar. Era? Da, aproape am fost. Se pare că nu e chiar așa de grea cum îmi părea mie, dar... Să vedem ce pică. Și asta că n-am jucat-o niciodată. Mamă, n-am jucat runda asta niciodată. Deci să ieși prin tuburi, ce trebuie să faci aici? Că nu știu, n-am jucat în viața mea runda asta. Mă joc de zi și am jucat runde, dar nu pe asta, nu știu. Fa. Mamă. Mamă, cât de mare! Ha, mai ia capul doar când o văd. Dumnezeu, cum e la acum? Unde ajungem? Ah. Palo! Este, mă. Bine. Tot aici mă duc. Prin tubureți. Ce aici? Ui! Tot pe aici mă duc. Tot prin tubulețul ăsta. Nu, dacă te sunt să... Trebuie să califice 14. Ia să vedem oare mă calific. Ia să vedem. Am șanse? Da! Ce naibii? Da, alo. Trebuie să... Mamă, mai sunt patru de trebuie să califice. Este, mă, bă, dar nu știam că e așa de ușor. Doar sări. Mamă, dar ce grea pare. Pare grea și e un pic în grea, dar... Na, dacă te grăbești și faci mai din prima... Na, o faci. Ai timp. Mamă, 14. Asta cred că e penultima rundă, nu știu ce cred. Penultima rundă.
20 de minute, dar n-are nimic. Să vedem, să vedem ce mapă pic. How to play. How to play, scrie acum. Mama, aici trebuie să fii, adică trebuie să stai mai în spate. Trebuie să fii printre, nu chiar printre ultimii, pe la jumate. Este bine. Hai, care ea? Care are tupeu? În față, bă. Într-o parte, așa. Nu vă mai țineți, bă, că muriți. Nu vă mai țineți, proștilor. Mă, aici. Și pum, pum, pum. Unul, unul în față. Cred că fusei ultimul care mă califică. Nu știu ce, cred că fusei ultimul. Da, asta e ultima de acum. Da, ultimul fusei care mă califică de aici. Asta e runda finală, cred. Să vedem cine va câștiga. Sper să fie... Ai... Ce? Care e asta? Că nu știu ce trebuie să fac. A, trebuie să stai, cred că pe astea, până la final. Nu știu. Vedem, vedem. Așa nu pare, adică nu știu cât de grea e, dar... A, e runda finală, cred. Da. Deci aici ultimul care rămâne. Ultimul rămâne. Da, 8 eliminated din nou. Am mai făcut o dată pe asta. Ah, hai că asta e asta mare. Mama. Ah, da, și cam atât a fost. Ce să-i faci? În ultima rundă mereu mi se... Cam mereu mi se întâmplă așa să pierd în ultima rundă. Ah, eh. Mamă, haide să ne cumpărăm și ceva de pe shop. Să vedem ce ne cumpărăm, fiindcă am vrut să-mi fac 1000 din astea, să-mi cumpăr ăsta. Unde? Ăsta. Confirm. L-am cumpărat. Am cumpărat, îl și punem. De unde îl pun? Nu știu unde îl mai pun. Outfit. Nu. Asta.
Da, fraților, cam atât și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și noi sigur ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!